Se caută soluții pentru Valea Jiului. O echipă de studenți și cercetători străini de la universități europene și americane, alături de unități autohtone de învățământ superior, au colaborat pentru identificarea de alternative de dezvoltare post-industriale. Concluziile studiului au fost prezentate la Petroșani. Tranziția de la minerit nu va fi ușoară, dar zona are multe aturi care pot fi folosite. Timp de o săptămână, zeci de cercetători au muncit în zonă, au strâns informații de la oamenii din Valea Jiului. Ca să-și facă o imagine cât mai bună despre ce înseamnă această zonă, atât studenții cât și universitarii au intrat în subteran în mina Vulcan, dar au și vizitat stațiunea Parâng. La final, fiecare a întocmit propriul plan cu concluzii și propuneri. Cercetătorii străini atrag atenția asupra pericolului de a canaliza efortul către un singur domeniu. Valea Jiului este acum într-un moment important, pentru că se vorbește despre viitor. Dar ceea ce credem noi este că puneți acum toate eforturile spre turism și resorturile de schi. Ar trebui să fiți atenți, să nu pariați totul pe aceste stațiuni și pe turiști. Să nu depindeți acum doar de turism. Gândiți-vă că aveți oportunități la universitate, în robotică, electronică și ar putea fi un mod de a atrage studenții aici. Asta ar duce spre o tranziție economică alta decât să puneți banii doar în stațiunile de schi. Vremea și clima se schimbă și ați putea să nu mai aveți zăpadă în 10-20 de ani. La întâlnire au luat cuvântul și reprezentanții ai societății civile din zonă. Conform Comisiei Europene, județul Hunedoara are potențialul pentru a oferi cea mai ridicată calitate a vieții către locuitori, atâta timp cât investițiile sunt realizate așa cum trebuie, deci suntem în poziția cea mai bună din România, că Valea Jiului este zona din România care, fiind înconjurată de zone naturale protejate și singura de această dimensiune, înseamnă că este perfectă pentru turism activ și, de asemenea, faptul că aici găsim comunitatea locală cea mai vibrantă, societatea civilă cea mai vibrantă dintre toate regiunile miniere din Europa. Și lucrul acesta este dovedit prin existența unor coaliții și unei forme de guvernare care înglobează atât entitățile economice cât și societatea civilă, universitatea și administrațiile locale. Inițiatoarea acestui studiu, care vizează tranziția de la minerit a zonei, este Sanda Nicola. Fosta jurnalistă își face doctoratul în științe geografice la Universitatea din Liege, din Belgia, și crede că propunerile de acum aduc prospețime pentru viziunea de dezvoltare. Eu fac cercetare și n-aș putea să spun că am găsit așa bogăție de studii despre Valea Jiului. Am încercat să aducem împreună studenți de la trei universități. Din Belgia, de la Liege, dintr-o provincie care a trecut prin toate frământările prin care trecem noi acum, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara și de aici, din localitate. De ce? Pentru că viitorul trebuie să le aparțină lor. Și pentru că am fost foarte curioși să aflăm, dincolo de a identifica problemele și în același timp punctele forte ale acestui teritoriu, ne-am dorit foarte tare să vedem care ar fi viziunea tinerilor pentru Valea Jiului. Generația părinților noștri a avut misiunea ingrată de a lupta pentru a avea lucrurile de bază. Părinții noștri n-au avut luxul de a reflecta foarte mult, de a filozofa foarte mult, de a întoarce problemele pe toate părțile. Părinții noștri trebuiau să ne asigure produsele de bază. Era o luptă pentru a ne hrăni. Generația noastră, care a dat de gustul libertății, a avut un singur scop, să plece, să vadă, să descopere lumea. Am senzația că acești copiii noștri, sunt un pic mai legați de pământ decât am fost noi. Sunt un pic mai legați de natură decât am fost noi. Și am senzația că dacă vom înceta să le spunem de când se nasc, tu trebuie să pleci de aici, s-ar putea să-și dorească să rămână. Studenții străini care au vizitat orașele Văii Jiului au remarcat chiar și faptul că există aici prea multe case de pariuri, dar și prea multe firme care vând aceleași produse, lucru care i-au intrigat.